Valul 4 al pandemiei de COVID-19 și-a intrat în drepturi în România, iar teama s-a instalat deja în rândul populației. Scenariul sumbru din țara noastră ne duce cu gândul că școala va deveni din nou online, un sistem de învățământ eșuat care a afectat 10.000 de elevi. De la începutul anului școlar, discuțiile despre învățământul online au fost întoi în rândul autorităților competente. Numărul infectărilor crește de la o zi la alta, iar orele cu prezență fizică atârnă de un fier de ață. Ne întrebăm, oare este România pregătită pentru un astfel de scenariu? Chiar este nepregătită și nu suntem niciunul pregătiți. Și tocmai asta este problema. Oamenii nu se pregătesc. Nu știu de ce. Nu știu de ce nu se deșteaptă. Nu știu de ce nu înțelegem că suntem într-un punct critic al vieții și că trebuie să ne deșteptăm să facem ceva. Asta e problema, e foarte greu. Pentru că vin cât mai multe probleme și oamenii nu se trezesc, nu se deșteaptă. Nu văd care e. Deci să caute o situație, să caute un lucru bun din toate problemele care sunt ale vieții, să caute un punct. Mai de unde să o luăm de aici ca să rezolvăm ceva? E foarte dificil și foarte greu. Au rămas copiii cu școala online, a rămas de nu mai știu nimic. Nu, eu n-aș fi de acord cu școala asta. Am și eu nepoți, dar nu e bine. Copiii trebuie să le predea, să fie atenți, să le asculte. Să fie fizic la școală ca să poată înțelege. Bineînțeles, dar așa online, ce să învețe copilul? Mai rău s-a de lăsat. Nu era așa. Acum, vai de noi. Sistemul de învățământ online s-a dovedit a fi un real eșec. Ministrul Educației, Sorin Câmpeanu, a spus că până vineri autoritățile vor decide dacă școlile se închid sau rămân deschise și după 6 la mie, din cauza că România nu este pregătită pentru acest scenariu. E foarte rău. E mai bine să învață copiii cum să învăța înainte, nu cum ora, că nu o să învață nimica. E rău de copiii noștri. E foarte rău. Ca să vă spun realitatea. Ce-a făcut oamenii ăștia, de când au venit la putere, n-au făcut deloc bine. Nici cu noi bătrânii, nici cu tineretul și nici cu copiii. Au băgat moartea în noi. Altceva n-a făcut nimica, decât a băgat moartea în noi. Ei cu mâna lor. Ministrul Educației Sorin Câmpeanu a mai declarat că nu există legislație primară în acest sens. Țările care au luat anumite măsuri au luat pe baza unei legislații primare. În contextul dat, în această seară, nu avem această posibilitate. Până vineri va trebui să ne decidem într-un fel și va trebui ca deciziile luate să fie sustenabile din perspectivă legală. Astfel, ne îndreptăm încă o dată spre pierderi cauzate de învățământul online.